Suntem pe Trollymania TV și vor fi numai chestii cu troli, știți? Așa. Nu știu dacă știți ce sunt trolii, dar cred că unii știți, așa, mă rog. Și ce vreau să fac astăzi? Da, să vă arăt o surpriză și toate chestiile mele cu troli, nu chiar toate, că nu pot să-mi arăt încă plușul cu papi, că trebuie să mă duc la o prietenă și na, mă rog. Și acum, haideți să vă arăt niște surprize. Ta-da! L-am pe Ciot, nu știu dacă îl știți. Unii îl știu, nu știu. Pe creion, sunt de creioane. Au și creioane, dar nu mă mai duc jos să le iau creioanele și am una cu gemenele, de ca asta, numai că să vă explica care sunt și sufli și se învârte cu și o poză cu gemenele. Și cum DJ? Stați un pic, stați un pic. Nu pot să o scot. Ok, am putut să o scot. Și DJ Tsuki! Nu știu dacă unii o știți sau unii nu o știți. E foarte frumos, îmi place mult bretonul ei. E foarte frumos. Și se ia de la Happy Meal. Toate astea, numai că nu mai sunt păstor. Dacă vă duceți la Happy Meal, nu știu dacă știți de Happy Meal. Dacă vă duceți și întrebați, o să zică că nu mai sunt pe stoc. Cum se numește, acest elastic e de la mine, de acasă. E foarte frumoasă, numai că e de creion. Și tot cu creion, dar nu mă mai duc jos. Frumoasă. Și cum urmează surpriza? Pardon, mi-a căzut ceva. Stați să văd dacă pot să o scot. Uite că am putut să o scot. Sunul lui Papi! Yay! Se ia de la din Cora, nu știu dacă știi magazinul din Cora, și vedeți că acolo la Cora este Norielu, nu știu dacă știți de Noriel. Și aici are un păr, un lemn, nu știu. Și un pieptăn, aici un pieptăn foarte drăgălaș, chiar îmi place. Un păr și o forfecuță. Și aici e medic în tunde un troll. Îmi place mult chestia asta, mă rog, nu știu, sunt pasionată. Și acum haideți să deschidem acest super salon de coafor. Mă, ce îmi place părul ăsta. Și am deschis-o. O avem pe Papi, are o rochiță foarte drăgălașă, chiar îmi place. Și pentiță foarte drăgălașă. Asta e o cască. În sfârșit am desfăcut-o. Iupi! Avem aici o cască. De aia care se pune pe capul unui troll, o să vă arăt mai târziu. Avem niște reviste foarte drăgălașe. Și când le deschid, sunt goale, numai că eu le-am făcut ceva înăuntru. Puteți să le faceți voi sau să le lăsați goale. Aici scrie, am făcut niște linii, pe parcă scrie ceva despre o coafură, cum e, cum arată, ce o să folosească. Foarte drăgălaș. Și mai am una cu poză, cu o poză. Și apoi scrie ceva. Eu am făcut-o, tot eu. Ah, ce mă enervează. Uite, așa să o bag pe asta. Poate știți de Papi cu salon, dar cred că unii nu știu și au nevoie de mine. Eu vreau să fac aceste filmulețe ca să știe și alții care nu au. Eu vreau să fac pe toată lumea fericită și aș face orice. Dacă vă abonați și îmi scrieți în comentarii ceva, de exemplu, de unde mi-am cumpărat asta, dacă încă n-ați auzit de asta, că eu am zis-o. Dacă uitați de unde am luat-o, să mă întrebați și eu vă spun. Un mare drag și îl avem pe aici pe Măricel. Oh, hai vocalizează sau cum se zice, mă rog. O avem pe Papi, nu știu dacă, chiar dacă e Papi. Are nasul mov. Vocalizează, măi. Firar, nu merge. Așa și poze, cu diferite coafiuri și jos. Scrie nu știu ce, că eu am făcut niște liniuțe și la asta. Foarte drăgălaș. Haide, bagă-te, că mă mișc camel. Gata, l-am băgat. Hai, bagă-te! Și vedeți că ar trebui să ansamblați acest super drăgălaș salon. Ăsta, la cască, să știți că uneori vă poate enerva că se desface. Că am primit tot desfăcut-o.
Stai un pic, acum, oh, hai că-i culme. Firar. Ok. Și părinții mei sunt în spate. Avem niște peruci foarte, foarte drăgălașe, îmi place. O să îmi plac foarte mult. Stați un pic să le iau de aici și să le iau pe de aici. Le-am scos. Ia uitați. Îmi plac foarte mult că sunt gumate și arată foarte bine. Mai bine nu vă mai arăt cum se bagă, cum mă plictisesc. Chiar îmi place, chiar îmi place. Se asortează pe coasta cu rochea. Și asta îmi place. Are două codițe, așa, coculoase, să zic. Și foarte frumos, îmi plac așa de mult. Uf, m-aș face asta toată ziua. Haide să le băgăm la loc. Astea sunt de plastic, apropo. Gata! Și în acest sertărel, are doi ochi, chiar îmi place, e drăgălaș. Ah, firar! Vin niște clămuțe, o să vă arate tot pe cutie, cum se bagă clămuțele. Sunt foarte drăgălașe. Stai să le scot. Ai, pe bune! Așa, am venit cu un set cu aceste clămuțe, numai că mai era una galbenă și una roză, numai că nu mă mai duc jos să le mai iau, să mă mai chinui sau... Ah, pe bune, e, lasă. Acolo. E un fluturaș, ăsta e un fluturaș portocaliu. A, nu, uite, pasta galbenă e aici. Nu știu ce lipsește. Și această clăbuță albastră, foarte drăgălașă, punem înapoi, să le punem înapoi, hai intră și tu, că și tu ai loc, hai că și tu ai loc, stai, nu ieși că ai destul loc, uite așa, am închis sertărelul și acum să vedem ce e în oglindă, așa, să vedem ceascul de oglinda. Ta-da! Avem un fio, avem parcă 5-6 accesorii. Stați să le număr. 5-6 accesorii. Nu. 1, 2, 3, 4. 4 accesorii drăgălașe. Da, 4 accesorii. Avem un pieptăn. Foarte drăgălaș. Hai, focalizează. Uite că a focalizat. Sau cum se zice. Care are spini lipiți. Stați-vă, vă arăt mai de aproape. Are spini lipiți și nu se poate pieptăna. Eu mă prefac cu pieptăn. Și de fapt are acest pieptăn. Foarte drăgălaș. Cred că are floarea de la cornița lui papi. Așa? Ăsta, nu știu ce, eu îi zic că e fixativ sau parfum, nu știu ce. Deci zic și parfum și fixativ. Avem un pieptăn foarte drăgălaș. Care vine cu o fățucă foarte drăguță, drăgălașă. Și avem un pieptăn foarte mic și drăgălaș. Și acum să le băgăm în oglindă. Unde crezi că tu te duci? Ok, și acum cât trebuie să vă arăt aceste poze. Așa, aici e un troll. Foarte de frumos. Coafiură așa multicoloră. Aici Medi, când îl coafează pe Mr. Pickles, cred, nu știu. Așa, și sunt foarte drăguțe pieptănașul. Ăsta semnul, pieptănul înseamnă că e coafurul. Așa. Ok, copii, astea au fost toate lucrurile mele cu troli, nu chiar toate. Și ne vedem la alt filmuleț, să dați un mare, mare like și să vă abonați la canalul Trollii Mania TV. Pa, pa, copii! Ne vedem la următorul episod și pe 28 sau pe 28 sau pe 27, parcă pe 28, o să fie o excursie și o să filmez. Și va fi al doilea episod. Pa, pa, copii!